Salutare, băi, oameni buni, bine v-am găsit la un nou episod din Îngerașii. Bun, bă, am făcut niște chestii, am dat sabia aia care am instalat-o la trecută lui Cipri, noul membru, Cipri AC, mi se pare, că așa are numele, noul membru din serie, care aveți un link în descriere și intrați și pe la ceilalți, bun. Bă, astăzi nu vreau să continui ferma aia pentru că o să mă las cum acolo, vreau să fac ceva care am mai mare nevoie. Deci, o să am nevoie de toate chestiile astea, că nu de toate, doar de două. O să vedeți mai ce o să fac, gen vreau să ne, pardon, să ne automatizăm mai mult, așa că, ia stai așa. Știu că avem nevoie de foarte mult din asta. Așa. Lemn. Avem nevoie în cantități din alea multe. Ok, cred că ajunge. Ok, am nevoie să-mi fac un chest, două chesturi, trei chesturi și patru chesturi. Așa, și astea sunt patru chesturi și mai trebuie să fac încă mai să fac încă ceva să fie acolo. Pac. Bun. 1, 2, 3, 4 și apoi o să fac ceva de genul ăsta. 12. Hai că facem, luăm 10 deocamdată și apoi dacă ne mai trebuie mai fășem așa niște chestii. Bun. O să lăsăm tot aici, m-am gândit să-mi fac chestia asta prima dată în casa mea, dar am zis, bă, știi ce, hai că mi-o fac aici. Și găinile astea se au cam tare, adică tot s-au de cam tare. Păi așa, ok. Probabil nu s-au zis chiar așa tare cum aud eu, pentru că, bun. Bă, adică nu cred că v-am explicat ce vreau să fac. Vreau să fac o fermă din aia șmecheră cu dublu șm de nebunie. Gen, din aia, nu fermă, what the fuck, un din ăla ca să ardă itemele singur, gen, știi, un cuptor din asta șmenar, uite. Aici va veni. Asta e, trebuie doar un cuptor. What the fuck? Deocamdată doar unul, dacă cumva mai trebuie o să fac cumva două. Cred că pot să fac două, nu? Aș putea să fac două, ia să mă gândesc. Două. Aș pune aici două cuptoare. Și apoi l-aș combina între ele. Ah, cam complicat. Ok, lasă așa. O să lucrăm mai întâi doar cu unul. Ok, să mă gândesc cum am făcut. Pentru că am făcut chestia asta puțin așa pe off-camera. Aici vine. Bun. O să. Aici. Deci, pentru cei care nu știu, pentru că sunt foarte deștept, în hopper-ul ăsta care l-am pus aici, intră în chestul ăsta itemele care sunt prăjite, care sunt aici. Da, și aici în spate vin itemele care care merg aici să, de exemplu, uitați ce pun asta aici. Și el s-a dus aici, ăla care gen care extrage. Habar n-am ce face, dar așa oare l-am pus? Acolo l-am pus. Dacă îl pun mai în față, ce are? Că vreau toate să fie gen aici la profilul ăsta. Ia stai. Șpoc. Ok, și astup gen. Ok, bun. Și a e ac fac
Laura s-a obosit. Adică, dracu s-a obosit, că n-am nici pe nimic. Ok, și apoi ok. Și aici vin itemele care o să le prăjesc. Într-un fel cam ăsta ar fi așa modelul șmecher. Bă, au fost mai easy decât am crezut. Și uitați-vă cum pâlpâie chestia în continuu acolo de parcă. Hai de capul meu cum pâlpâie. Adică face fel mai merge foarte bine și face multe chestii care e ok. Chiar ok. Bun. Uite aici am prăjit-o niște stone-uri. Care? Vreau să o fac aici. Uite, așa ceva. Mi-am pregătit stone-urile astea și pentru ferma noastră de găini. Așa că nu doar ok, mai trebuie că așa. No, bine. Așa. Dacă nu mai ajung că avem lemn și vom face alte chestii. Ok. Și aici vom începe să mascăm zona asta aici. Unde avem chesturi, o să pun slaburi. Oare dacă le pun aici jos, mai pot să le schid? Ah. Perfect. Doar că nu. Nu. O să le pun sus. Uite aici. Șpac, șpac. Oricum aici o să fac ceva. Șpac, șpac. Aha. Ok. Aha. Bun. S-a întunecat chestul. E mai mult decât perfect. Apoi. Și pe așa. Să-l înconjurăm așa. Ăsta frumușel. Aici unde-i ăsta? Ar veni un din ăsta. Și aici unde ar fi ăsta la alt ar veni. Aha. Ok. Pac, pac. Nu prea era așa în planul meu. Era mai mult. Așa ceva. Pentru casă. Aha. Yep. Așa era în planul meu. Ok. Vreau să, nu știu, îmi place să lucrez cu, înainte când eram gen, făceam totul, mă vreau să, nu știu, făceam chestii handicapărești, să fac cuvânt nou, handicapărești, și acum vreau să-mi ușurez așa munca. Uite, aici. Așa. Nu, așa. Așa. Ok. Și apoi pac, pac. Aha, pac, 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 pac. Bun. Nu știu dacă e ok, dar aici, uite așa. Vreau să înconjur toată chestia asta cu. Ceva de genul ăsta. Cred că eu sunt singurul care lucrează, adică nu vreau să mă laud, dar lucrez destul de mult aici și îmi place să fac chestia asta. Petrec cam multe ore pe server, uitați, am până acum o zi și atât, adică, bine, nu sunt chiar foarte mult, dar gen, n-am prea petrecut timpul off-camera pe server, doar intram, mai făceam, mai minam un pic, câteodată am mai minat, dar nu mi-am petrecut chiar așa de mult timpul pe server. Așa, și aici în partea asta o să sap din nou și o să pun
niște chestii. Probabil nu e ok că am făcut chestia asta chiar aici, dar cui pasă? Mie îmi place. Gen, piatră am vrut să-mi fac casa, dar n-am idee de casă deocamdată. Și decât să fac ceva nasol, mai bine, uite, fac ceva de genul ăsta. Aici voi sparge asta și voi pune altceva. Veți vedea imediat ce stai să fac aici, așa, niște așa ceva. Pac, pac. Voi face niște scări. Apare merge și așa, cred că așa am pus invers scările. Uite. Pun aici scări. Așa. Ok, aici voi pune scara asta aici. Aha. Și așa. Ah. Niște torțe pe aici. Apoi aici un... Se vede ceva acolo. A, da! Se vede furnalul, l-am astupat. Ia stai. Eu am astupat furnalul. Sincer, nu-mi pasă de furnal. Pentru că nu prea vreau să-l văd. Adică dacă mă interesează, dau click acolo și imediat îl văd. Ok, acum trebuie să o probăm. Să vedem dacă tot e ok. Îmi aduc aproape tot cărbunele. Aproape. Da. Ok. Mi aduc, uite, ăsta. Așa. Uite, jumătate din extracte din ăsta, perfect. Și ce aș putea eu să prăjesc? Cam așa niște carne pe aici neprăjită. Sau... Ceva ce aș putea prăji? Nu, nu am. Dar pot prăji mai mult stone. Pentru că... Trebuie. Pac, 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 pac. Ajunge. Ok, deci, practic, ce vreau să... Ia stai. Vedeu chestia acolo. Aici. În spate, hai să punem și aici, uite. Da! Yeah! Șmenar! Pune chestii ce nu trebuie. Șpac, șpac. Să nu văd. Sper să nu încurce mat ăsta. Sistemul. Și slab-ul. Ia stai, vedem. Am aici ceva prin hopper și prin chest, nu. Slab. Gata. Uite, șpa. Acum mie îmi trebuie aici e codul. Pac, 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 pac. Sper. Da, acolo e codul. Și aici e materialul care vreau eu să îl ard. Ok, și după ce el fain frumos aici, îl arde și face chestii cu el, el fain frumos, el îl pune aici singur în chestul ăsta și eu o să-mi las aici itemele de care am nevoie și dacă acum vreau ceva să fie primul, deci las de aici, da, ok. Și de exemplu, mă grăbesc să pun, bă, frate, vreau să pun niște carne repede când am mâncare. Am luat ăsta, am pus aici ăsta și mi-l luat imediat, dar... Faza e că lemnul nu cred că va arde. Așa că vreau să-l văd. De lemnul. De lemnul. Că probabil lemnul nu va arde. Ia stai să-mi iau ăsta. Și să iau de acolo până ajung la bucățile de lemn. Că ăla cred că e făcut să nu ardă. Câte naiba... Vezi? Nu arde. Din asta și blocam chestia aia. Bun. Deci punem asta aici și apoi totul e super, mega, ultra beton și din alea tot felul de prostii. Bă, cred că...
Cred că e frumos așa, chestia asta, bine, e cam gol așa, gen, designul nu prea e frumos așa, dar e o chestie, știi? Am să vedem. Cred că pot să pun două furnale acolo, să meargă mai repede de lava. Leg cumva, mai pun hopper și leg la... De asta e. Fac chestia asta chiar acum. Deci, să ne gândim, hopper-ul ăsta e legat la ăla și la ăla, da? Bun. Atunci, leg un hopper. Mai întâi trebuie să punem furnalul. Furnalul. Iată, o să distrug aici puțin, așa. Ok. Deci, leg un hopper de... Chestia. Știi ce, dă-l dracu. Nu acum. O să fac în alt episod, dacă o să-mi dau seama acum. Ok. Bun, bă. Cam asta a fost și cu acest episod. Sper că sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe și un comment și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!